Hei, salut! Sunt Răzvan Dragoș, iar azi mă declar orbit de lumina înțelepciunii opoziției din România, dar și de reacțiile votanților de dreapta. Alba-neagra cu subiectele zilei. Când zici opoziție, te gândești la niște cerberi care stau cu ochii pe putere, gata să sară la picior la orice mișcare greșită. Te aștept să fie mai aprici ca argintul viu, mai tăioși ca sabia lui Zoro, mai incisivi ca un dinte de rechin. În schimb, noi avem PNL-ul, care e în somnul rațiunii de 30 de ani și naște monștri ca Ludovic Orban, Crin Antonescu, Călin Popescu Tăricianu sau Raluca Turcan. Sub conducerea menestrelului Orban, PNL-ul e atât de adormit încât trebuie împuns cu un băț din când în când să ne convingem că e viu. Aproape am putea spune că cel mai mare susținător PSD e PNL-ul. Avem un Cioloș în plus care a bășbuit hipsteresc până și-a asumat un partid politic, iar acum bășbuie la fel de hipsteresc cu forțe motrice ale partidului care visează la o lume în care nu există proprietate. Avem PMP-ul, care n-ar exista dacă n-are și băse să mai dea câte o scatoalcă. Și avem USR-ul, Partidul Speranțelor. Speranța că se poate cu oameni noi în politică. Speranța că generațiile tinere au o alternativă, speranța că țara asta mai are o șansă. Oamenii ăștia sunt singurii care fac opoziție reală, dar sunt și experți în dat cu mucin în fasole. Au fost disensiunile de poziționare la referendumul pentru redefinirea familiei. A fost voturi în parlament pentru pensiile speciale, deși s-au opus cu vehemență unor astfel de privilegii. Iar acum vin cu un proiect de lege care propune 10 ani de închisoare pentru promovarea ideilor comuniste. După cum spuneam, sunt realmente orbit de opoziția din România. Pentru prevenirea instaurării regimului dictatorial comunist și combaterea incitării la ură, la discriminare și violență pe motiv de diferență de clasă socială, prezenta lege reglementează interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist. Prevede articolul 1. Potrivit inițiatorilor, deputații USR Cristian Ghinea și Vlad Emanuel Duruș, Proiectul este un răspuns la toate atrocitățile care s-au întâmplat în România între anii 1945-1989, perioada în care un regim totalitar comunist a preluat controlul asupra vieții economice, sociale, politice și culturale a țării, fiind incompatibil cu principiile democratice ale statului de drept. Inițiatorii mai arată că, pentru poporul român, comunismul a însemnat mii de victime: tortura, persecuția minorităților etnice, religioase, culturale, ori a minorităților sexuale, reprimarea mișcărilor studențești, muncitorești și a disidenților politici. Pare că băieții ăștia au pornit de la o idee la beție, iar când s-au trezit. Au păstrat-o, în loc să recunoască faptul că majoritatea ideilor venite la beție sunt proaste. Vor închisoare de la 3 la 10 ani pentru inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter comunist, aderarea la un astfel de grup sau sprijinirea sub orice formă a vreunei asocieri de acest fel. Deci, dacă eu spun ce tare, unii vor să-și facă partid comunist. Aș fi pasibil de închisoare de la 3 la 10 ani pentru că i-am susținut? Mulțumesc pentru că îmi respectați dreptul la liberă de exprimare. Mai vor interzicerea confecționării, vânzării și răspândirii de materiale comuniste, utilizarea în public a simbolurilor comuniste pentru care se propune închisoare între 3 luni și 3 ani. Deci, dacă eu fac tricou cu Iliescu pe care scriu, ăsta ne îngroapă pe toți. Aș putea sta la răcoare între 3 luni și 3 ani? Minunat. Dar știți care e marea problemă a opoziției? Că uite care e scopul comun. Lupta cu PSD-ul. Nu sunt uniți, nu sunt organizați. Ies cu declarații halucinante, vin cu propuneri fantasmagorice, au schimburi de replici, se mai ceartă, acaparează discuția din zona publică, în timp ce dușmanul lucrează liniștit. Și nici cu votanții lor nu-mi e rușine. La fiecare gafă din asta dau verdictul gata, iar nu mai avem cu cine vota, uitând că alternativa e PSD. Nu zic că gafele nu trebuia admonestate, dar dacă la fiecare susținătorii se dezic public de ei, ce-ar putea crede un nehotărât care urmărește un lider de opinie pe Facebook? Vă doresc o la revedere frumoasă!